agenția de presă, o să dau cuvântul domnului președinte Narcis Drăghicanu pentru câteva cuvinte înainte de începutul acestui campionat 2015-2016 și apoi întrebările dumneavoastră. Bună ziua, vă mulțumim pentru că ați răspuns invitației noastre de a fi alături în ideea de a prezenta suporterilor și microbiștilor noile transferuri la Pandurii. Nu este o listă definitivă, dar suntem datori față de dumneavoastră, implicit față de suporteri, pentru că începerea campionatului bate la ușă și suntem datori față de dumneavoastră să vă prezentăm noutățile din lot. Suntem foarte bucuroși de cei care au venit, sunt jucătorii care au jucat la nivel foarte bun și împreună cu staful tehnic avem convingerea și suntem optimiști că sunt jucătorii potriviți care ne vor ajuta să ne îndeplinim obiectivele. Ideea a fost ca pentru că au terminat foarte mulți jucători contractele, după cum știți, mai mult de 10 jucători au terminat contractele. Ideea a fost să păstrăm ceea ce a fost bun și ceea ce am putut reține de anul trecut. N-am reușit într-adevăr în totalitate, pentru că au fost și jucători foarte importanți care au plecat. Din păcate, nivelul salarial care îl au este greu de susținut în România. Și am căutat împreună cu antrenorii să avem o dublură pe posturi, să fie o competiție, pentru că obiectivul care l-am propus, așa cum l-am mai anunțat, este acela de a ne bate sus, de a ne bate la ajunge în play-off la sfârșitul acestui sezon sau la sfârșitul sezonului regulat. Nu este simplu, pentru că vom juca toate partidele la Severin, efectiv jucăm în deplasare tot anul. Sigur că merită acest sacrificiu, după cum știți, va începe construcția unui frumos stadion aici la Târgu Jiu și eu cred că acest sacrificiu merită, dar din punct de vedere sportiv avem un dezavantaj față de celelalte competitoare. Totuși avem încredere că cu o stabilitate financiară și cu mutările inspirate din această vară, cu multă muncă, vom reuși să facem bucuroși suporterii noștri. Cam aceasta este pe scurt ceea ce vreau să vă spun. Împreună cu băieții vă stăm la dispoziție cu întrebări. Doriți să mai completați lot în perioada următoare? Și dacă le-au putut jucători, maxim. Da, doriți să mai completăm. După cum știți, avem regulamentul ne permite până septembrie să completăm lotul. Sigur că e de preferat să o facem cât mai repede, pentru că iarăși vor fi probleme în ceea ce privește ajungerea tuturor la un nivel, la același nivel din punct de vedere fizic, dar nu depinde doar de noi. Eu cred că prioritar este poziția de închizător. Zilele acestea suntem în discuții cu doi jucători și sperăm ca unul dintre ei să-l legitimăm. Și dacă a plecat Erico, probabil că vom mai avea nevoie de un stopper. Asta ar fi prioritățile care mi le-a semnalat antrenorul și sunt de acord cu ele. În rest, atât timp cât ne permite regulamentul, e posibil să fie mișcări în ambele sensuri. Și jucători să plece, sau unul sau doi jucători, dar și să vină cineva. Cam aceasta este strategia și eu cred că vom fi echilibrați la sfârșitul, sunt convins de altfel, la sfârșitul campaniei de transferări vom avea un lot echilibrat care, așa cum am spus, să ne batem la obiectivul îndrăznesc care l-am pus în acest an. În ce condiții va pleca Erico? Erico va pleca împrumut cu opțiune de cumpărare din partea izraelienilor. El termina contractul în vară, am prelungit pe încă un an cu el și după cum știți, el vine după o perioadă foarte lungă de inactivitate după accidentarea care a avut-o și am răspuns pozitiv. Termenii financiari care sunt? Termenii financiari sunt 250.000 de euro dacă vor activa opțiunea de cumpărare echipa israeliană. Pentru
Da, nu, pentru împrumut. Și el va avea un salariu mult mai mare ca aici. Am vrut să fim aproape și de el, pentru că e un jucător apreciat aici. Într-adevăr, într-o situație delicată, probabil încă o lună, două va mai avea munca aceasta de a ajunge la cel mai bun nivel și după aceea, sigur că este șansa lui, a dorit să joace în străinătate și nu putem ține jucătorii cu forța, mai ales că clubul va beneficia din punct de vedere financiar dacă lucrurile vor merge așa cum ne dorim. Am și luat doi jucători pe acest post, cred eu, foarte buni. Va mai veni un jucător de același nivel și eu cred că suntem acoperiți din punctul ăsta de vedere. De la Târgu Mureș, cred că aduce... Am adus deja de la Târgu Mureș unul dintre cei mai buni jucători, pe Ioan Hora, și dacă se va oferi posibilitatea, vom mai lua și pe altcineva. Deocamdată iau meci în această seară și nu e frumos să destabilizăm atmosfera din sânul finalistei. Pe cine pariați? Chiar am să mă duc la meci. Nu știu, cel mai bun să câștige. Bineînțeles că o parte importantă din muncă mi-am depus-o la Târgu Mureș în ultimul timp și îmi sunt în acest moment mai apropiați, dar și Steaua reprezintă ceva foarte important în cariera mea și atunci, sincer, important e cel mai bun să câștige, să vedem un meci frumos, să fie o propagandă bună acestei competiții și să ajungem și noi acolo, anii următori. Mă aveți o pregătire pentru un jucător? Sunt discuții, dar, sincer, suntem destul de reticenți în acest moment a dat drumul jucătorilor, pentru că peste câteva zile începe campionatul și doar în schimbul unei sume importante, să zicem, am face acest sacrificiu. În rest, echipa deja se cristalizează și este greu să ne despărțim de un titular de acum, dacă, eu știu, suma nu este pe măsură și cu acei bani, să zicem, ar compensa într-un fel dezavantajul acesta. Din punct de vedere fizic? Din punct de vedere fizic, dacă sunt tot. Da, băi, asta trebuie să vă răspund antrenorul. Sigur că sunt câțiva jucători în urmă, pentru că au venit mai târziu, dar de regulă se ajunge la un nivel comun, eu știu, după 2-3, o lună. Acum depinde de capacitatea fiecărui, depinde ce au făcut, de unde au venit, pentru că sunt jucători care au făcut o parte din pregătire, alții au venit într-adevăr din vacanță și cu ei este mai greu, dar, repet, este provocarea băncii tehnice și eu sunt convins că acest lucru se va face foarte rapid, pentru că nu este prima dată când se întâmplă și avem un staff de cel mai înalt nivel. E un dezavantaj în primele 2-3 etape, este un dezavantaj, trebuie să recunoaștem, dar nu avem ce face. După cum vedeți, decalajul acesta față de restul Europei fotbalistice ne-a pus probleme tuturor, nu numai pandurilor. Deci păstra patru portari în plot? Nu vom păstra patru portari, vom păstra trei. Unul dintre ei va pleca, probabil că Gliva are contract cu noi și deocamdată suntem în discuții cu el. Repet, lotul nu este definitiv, dar am zis că este normal și civilizat față de suporteri să prezentăm la forma din acest moment și în condițiile în care vor fi mutări, vom fi foarte prompți atât pe site-ul clubului, cât și prin conferințe de presă. Situația lui Șamsa? Este incertă. A fost la echipa națională și acolo a rămas, deși s-a terminat de mult meciul. Este unul dintre jucătorii care probabil vom găsi soluții să ne despărțim. Aceasta este ideea la care am ajuns împreună cu stafful tehnic. Deocamdată are contract cu noi, dar în curând vom clarifica și situația lui.